Acest video este sponsorizat de site-ul VIP SCD Key. Pe acest site veți găsi chei de Steam, Origin, Uplay, PlayStation, PC, chiar și gift card-uri și, bineînțeles, toate aceste chei la prețuri foarte bune. Puteți găsi Windows 10 Pro OM la prețul de $20, puteți găsi Office 2016 la doar $60 și puteți găsi chiar Office 2019 la $62. Pentru orice produs pe care doriți să-l cumpărați, de exemplu Windows 10, dăm click pe Buy Now, ne facem un cont sau ne logăm pe contul nostru și apoi în pagina de checkout puteți folosi cuponul de reducere TIG12 pentru 12% reducere, bineînțeles. După ce dați click pe Submit Order, veți fi duși în pagina în care trebuie să selectați tipul de payment, aveți PayPal și card, deci puteți plăti fără probleme și, bineînțeles, vă selectați metoda de plată și dați click pe Pay Now. Pentru a activa cheia, nu trebuie decât să mergeți pe Change Product Key în Windows Settings, introduceți acolo cheia primită de pe site-ul VIP SCD Key și activarea se va face în doar câteva momente după ce dați click pe butonul Activate. Toate linkurile de la acest website vor fi în descriere și nu uitați și de cuponul de reducere TIG12. Hai să trecem la video. Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul Tururile Gratuite. În acest video vom face ceva destul de interesant și anume vă voi arăta cum putem instala Windows 11 sau cum putem upgrada la Windows 11 un pic mai devreme, pentru că pe 5 octombrie, după cum știți și mulți dintre voi, se va lansa oficial Windows 11, însă putem upgrada un pic mai repede printr-un anumit program din Windows Insider. Și în acest video vă voi explica exact tot procesul, ce trebuie să faceți dacă vreți să upgradați un pic mai repede la versiunea finală a Windows 11. Cei care nu vreți să faceți treaba asta, fără probleme, așteptați 5 octombrie. Dacă aveți PC-urile compatibile, veți primi un update și veți primi chiar și un mesaj personalizat foarte mulți dintre voi, care vă va lăsa practic să descărcați și să instalați următoarea versiune de Windows, care este Windows 11. Acum, într-adevăr, e o mică problemă cu compatibilitatea pe Windows 11. Sunt destul de strict cei de la Microsoft cu compatibilitatea. În descriere o să vă las un articol, pentru cei care nu știți, legat de minimum requirements pentru Windows 11, dacă vreți să le citiți acolo. În mare parte, ceea ce pune foarte mult problemă pentru instalarea Windows 11 este TPM 2.0 și Secure Boot. După cum v-am explicat într-un clip anterior, cei care nu sunteți compatibili în sensul că nu aveți aceste minimum requirements, nu veți putea instala Windows 11 ca un upgrade, ca un update prin Windows Update, practic. Însă, dacă veți folosi o imagine ISO și câteva comenzi din CMD, veți putea instala Windows 11 fără probleme. O altă problemă care este acum, dacă instalați Windows 11 manual folosind o imagine ISO, nu este încă foarte clar de la Microsoft dacă vom putea face update-uri la zi. Cei de la Microsoft, din ce am înțeles, au spus că s-ar putea ca cei care instalează Windows 11 în acest fel și nici nu au aceste minimum requirements, s-ar putea că vor trebui să fie de acord cu niște termeni contractual, ceva de genul ăsta, ceva termen de licență, făcut special pentru cei care nu au practic aceste minimum requirements, însă nu știu foarte multe detalii să vă zic. La momentul potrivit, când vom afla mai multe detalii și când se va lansa oficial pe 5 octombrie Windows 11, vom afla toate aceste detalii. Deci, hai să trecem la acest video și să vă arăt cum puteți instala Windows 11 un pic mai devreme, bineînțeles upgrade-ul fiind făcut de la Windows 10. Hai să trecem la video. Pentru început, va trebui să deschidem aplicația Settings din Windows 10, bineînțeles, și aici în Settings tot ce va trebui să facem, mergem la Update Security acolo mai jos și jos de tot la Windows Insider Program. Practic la Windows Insider Program, dacă primiți acea eroare, to manage Windows Insider nu știu ce, dați click acolo pe scrisul pe care îl găsiți mai jos, Go to Diagnostic and Feedback și selectați Optional Diagnostic Data pentru a scăpa de acea eroare și apoi la Windows Insider Program vom da click pe Get Started. Mulți mă veți întreba, Emi, dar Windows Insider Program nu e pentru cei care vor să testeze versiuni instabile a sistemului de operare și mai departe? Ei bine, nu neapărat, pentru că noi ne vom folosi de un canal, de o branșă a programului Windows Insider, care se numește Release Preview Channel, și acel Release Preview Channel este făcut special pentru a testa cu aproximativ 2 săptămâni mai devreme un sistem de operare sau o versiune importantă a unui sistem de operare înainte de lansare. Deci asta vom folosi noi, este stabil, este practic versiunea finală a sistemului de operare Windows 11. După ce ați dat click pe Get Started, trebuie să vă selectați un email, dacă n-aveți unul, trebuie să-l creați, și la Pick Your Insider Settings selectați Release Preview Channel, dați pe Confirm și iar pe Confirm și va trebui să restartați sistemul de operare pentru ca toate schimbările să aibă loc în sistemul de operare și să puteți fi tot ok. După restart, bineînțeles, intrăm înapoi în Settings și apoi în Update and Security și iar la Windows Insider Program și trebuie să aveți aici selectat Preview Channel. Și vedeți și voi ce scrie acolo jos, că Release Preview Channel este ideal dacă vrei să vezi anumite feature-uri din noua versiune de Windows 10. Bineînțeles, în cazul ăsta este vorba despre Windows 11, înainte de a fi disponibilă publicului, să zicem așa. Și
acest canal este de asemenea recomandat utilizatorilor comerciali. Mai departe, va trebui să mergem acolo în stânga la Windows Update și să dăm Check for Updates. Practic toată chestia asta trebuie să o facem. Trebuie să dați Check for Updates de mai multe ori eventual, pentru că, de exemplu, am testat și pe mașini virtuale ce vedeți acum este pe sistemul meu real pe Windows 10 când am făcut eu upgrade-ul. L-am făcut un pic mai devreme, acum pe sistemul meu real am Windows 11, deci dacă vreți să faceți acest upgrade, trebuie să o faceți. L-am instalat deja de câteva zile, pot să vă zic că e destul de stabil. N-am avut bug-uri până acum, am putut să editez, să fac ce făceam în mod normal pe sistemul de operare. Dar ideea e că trebuie dați acolo Check for Updates de mai multe ori, poate să vă apară mesajul chiar peste o jumătate de oră, dar ideea este că se pot întâmpla două lucruri. Ori va începe să se instaleze automat Windows 11, adică se va descărca și se va instala automat. Puteți primi un mesaj personalizat, cum veți vedea și aici în secvențele acestea pe care le-am filmat eu pentru a avea content mai târziu. Deci puteți primi un astfel de mesaj personalizat care vă zice că puteți upgrada la Windows 11 pentru că este gata, este gratuit, da? Și puteți să vedeți acolo pe linkul, pe primul link din partea de jos, tot ce este nou în Windows 11 și de asemenea vedeți că acolo ne zice că anumite feature-uri din Windows 10 nu sunt disponibile în Windows 11 și ne va da acolo un alt link, o listă. Avem aici și un buton Stay in Windows 10 for now, care e destul de ascuns, deci de la Microsoft, însă avem bineînțeles lângă el în partea stângă cu albastru Download and Install, butonul practic oficial pentru descărcare și instalare Windows 11. Acolo eu aștept ca să instaleze acel update pentru Windows 10 și apoi voi da click pe Download and Install la Windows 11. Odată ce dau click pe Download and Install, va trebui să dau click pe Accept and Install și va începe practic procesul de descărcare Windows 11 și apoi de instalare. Procesul durează ceva timp, durează poate chiar aproape de 20, 25, chiar 30 de minute, depinde bineînțeles și de internetul vostru, de sistemul vostru și alți câțiva factori, dar trebuie să vă așteptați că va dura un pic pentru că e un upgrade major până la urmă, se schimbă sistemul de operare. Apoi doar trebuie să dați restart după ce tot procesul se termină. După restart, bineînțeles, vă veți trezi cu noul sistem de operare Windows 11. Și după cum vedeți, suntem acum pe Windows 11. O să scriu aici WinVer ca să vedeți și voi ce versiune instalăm în momentul în care ne băgăm Windows 11 pe sistemul nostru mai devreme. După cum vedeți, este vorba de versiunea 22.194. Practic este ultima versiune de pe beta, care va fi și versiunea finală de pe Windows 11. Acum vă veți întreba poate mulți, Amy, merită să facem upgrade-ul de acum? Eu vă zic că dacă aveți sistemul compatibil, eu aș zice că merită, pentru că eu am testat deja de câteva zile, pot să vă zic că n-am avut bug-uri, n-am avut probleme, e un sistem de operare destul de stabil, noutățile din acest sistem sunt destul de interesante și intuitive, animațiile, designul nou, eu zic că e un sistem de operare destul de bine făcut și care merge pe un drum destul de bun. Bineînțeles, sunt multe chestii de făcut, Microsoft are foarte multă treabă de făcut, dar pe parcurs se vor face. Bineînțeles că așteptăm și acele aplicații Android pentru a le primi pe Windows 11 pentru că ni le-au promis și de la Microsoft, dar asta din ce am înțeles s-ar putea să se întâmple undeva anul viitor, poate chiar prin octombrie anul viitor. Asta e un pic dezamăgitor, însă nu avem ce face. Asta este, va trebui să așteptăm și vom vedea ce se va întâmpla. Deci în concluzie, eu vă recomand să faceți upgrade-ul dacă aveți un PC compatibil. Bineînțeles că îl puteți face prin Windows Insider, îl puteți face un pic mai repede să-l testați înaintea tuturor, să zic așa. Deci aș zice că e un avantaj de care ar trebui să beneficiați, să zic așa. Deci cam asta a fost clipul de astăzi. V-am arătat în acest clip cum puteți upgrada la Windows 11 mai devreme, puțin de data de lansare, mai e aproximativ o săptămână și puțin. Deci puteți upgrada mai devreme dacă faceți pașii pe care vi-am arătat în acest video. Dacă nu vreți să faceți asta, puteți aștepta până la versiunea finală. Dacă nu aveți PC-urile compatibile, puteți să instalați o imagine ISO și cu câteva setări pe care vi le-am arătat într-un clip anterior. Deci vor exista posibilități și metode pentru toți, chiar dacă nu aveți PC-uri compatibile. Nu uitați de like și subscribe pe canalurile gratuite și nu uitați în comentarii să-mi lăsați cât mai multe sugestii și idei de videouri, pentru că vreau să încep să postez mai des și pe canal. În ultima perioadă am postat destul de rar pe turele gratuite, am fost așa și într-o lipsă de idei, am fost cumva într-o perioadă de stagnare, efectiv nu am avut foarte multe idei interesante, însă încerc să revin cu content nou și interesant pentru voi, de aceea am nevoie de sugestiile voastre. Eu am fost Emi, voi sunt pe canalurile gratuite, data viitoare eu vă zic la revedere!